Parlamentul Republicii Moldova împlinește astăzi 31 de ani. Cu acest prilej, legislativul a organizat Ziua Ușilor Deschise. Care este atmosfera la sediul legislativului, ne spune colega mea Valeria Tăbărță. Valeria, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, Ion! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, toți doritorii vor putea vizita Parlamentul Republicii Moldova între orele 13-17. Ghizii excursiei vor fi chiar președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu alți deputați. Unii oameni au reușit deja să vadă interiorul instituției, inclusiv sălele în care se iau decizii importante pentru viitorul cetățenilor, cum ar fi sala ședințelor plenare și sala Europa. La fel, oamenii vor avea ocazia să vadă și Muzeul Parlamentului, sala pentru conferințele de presă, precum și o expoziție special amenajată pentru public dedicat celor 31 de ani ai Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit organizatorilor, expoziția conține cele mai semnificative momente din istoria instituției parlamentare. Iar în scoarul Parlamentului a fost amenajat un atelier al democrației, în spațiul destinat pentru discuțiile cu cetățeni și deputați. De asemenea, în scoar, micii vizitatori se vor putea bucura de diverse activități interactive. Din momentul înființării, Parlamentul Republicii Moldova au fost adoptate în total peste 12.000 de acte și s-au întrunit în peste 1.800 de ședințe plenare. Acestea au fost informațiile. Valeria, îți mulțumim!